Mai în scurt, era un șoban și avea 100 de oi și o vacă. Și într-o bună zi, i s-a îmbolnăjit vaca șobanului. Scârbă de Doamne ferește, dacă era numai una, sună el la veterinar. Povestește ea ca și chestia, vaca mie nu scoală de jos, mă tin că vrei să moară, vine, te rog și o consult. Păi, veterinarul în 5 minute, e pe loc. Vine veterinarul, consultă vaca, se uită la șoban și zice, păi, nu-ți dau mare șansă ca să trăiască, dar trebuie să încercăm să amăjim soarta. Îi punem o injecție și dacă până mâine dimineață nu se ridică în cioare să pască, ap făi cruci și ieși chiar, nici nu mai suna la mine. Sună deodată la măcelar, l-ați vii, s-o tai, s-o dai la carne. Șobanul înțeles, mâhnit, dar ce aveți să fac, n-avem control. Așa și-o făcut, s-o culcat șobanul noapte. A doua zi dimineață, strezește și duce afară când se uită, vaca nu s-o mai ridica. De el scârghit, a luat telefonul și sună la măcelar. Și-i povestești. Dacă vă i-am grăit cu veterinarul și mi-a povestit că dacă n-ați scoală până dimineață, hai vin trușa să o tăiem, să o pierdem, să o dau la carne de-a mășa. Măcelarul zici, hai că 5 minute-s la tine, știi? Dar în timpul ăsta cât șobanul grăie cu măcelarul pe telefon, un berbec se plimbla prin prejurul văzii. Se duce la dânsul la urechi și zici, fă proastă, și cu tine, și stai jos, faci. Și nu zici, vreți să fac șobanul, cheamă măcelarul, faci, stai. Vaca că l-a auzit, s-a ridicat râd din cioare, s-a scuturat, s-a început a paște. Șobanul vine cu măcelarul la vacă, dar măcelarul s-a zis, n-am înțeles, eu te-i vaca ta în cioare, își paște. Șobanul fericit, zici că, băi, mare bucurie, zici că, da, măcelarul zici, băi, mă chema degeaba. Băi, nu te-am mai chemat degeaba, băi, pentru așa bucurie, oi am 100, dar vaca e numai una. Eu zic să tăiem berbecul ăsta de lângă vacă și să facem o bucată de frigărâncă. Banca ăsta are și o morală. Băi, nu-ți băga nasul unde nu-ți șerbi oala.